Bine ați venit la mine acasă, în casa familiei Bradea, undeva de prin inima Dobrogei. Nu inima aici, dar o facem noi să fie. Vă primesc tradițional, cu pâine de casă, cu sare. O priviți și atât, că nu vă dau mai mult, și poftiți înăuntru. Pe Madame Bradea o cunoaște fără doar și poate o țară întreagă, însă în spatele femeii de succes cu sute de mii de fani în mediul virtual se află un bărbat extrem de puternic care o susține necondiționat de peste 30 de ani. Domn Bradea, ce faci aici? Eu prăjesc pește. Ce faci? Cu talent sau fără? El este stâlpul familiei. Așa am auzit. Cine spune asta? Cercetătorii britanici au descoperit că... Bărbatul are creier. Unde? Ce facem aici? Cel mai bun pește prăjit îl face Doru Bradea. Da. Și nu numai, că am auzit foarte mult de lucruri. Eu nu. În general se spune că tot ce face bărbatul este bun. Da. Zici? Mai ales? O țară întreagă o știe pe Ginea Bradea, da. Nu cred că există gospodină care să nu fi încercat o rețetă de la ea. Dar eu vreau să știu cum este femeia, soția Ginea Bradea. De bună voie și nesilit de nimeni, te rog frumos să spui adevărul. Rămâi cu mine după ce pleacă ei. Hai zi. Dacă te-am suportat 30 de ani de acum, ce mai contează? Eu pe tine. Cei pe pereți, acele palete, sunt de fapt cu dublă folosință. Sunt și de bătut bărbatul. Și cu cât îți mai mari, cu atât altul ești mai tare, da? Uite că și alea sunt acolo. Când e friptă o lopată de aia pe spinare, a simțit. Deci în familia Bradea toată lumea gătește, da? Da. Toți de la roata camionului și până la aragaz, deci... Gătim cu toții, deci nu doar eu. Inclusiv copiii gătesc și o fac foarte bine. Cel mai bun cordon bleu îl face fetița mea și niște șnițele de teliș pe degete. Băiatul face niște paste wow, este... lui îi plac foarte mult rețetele asiatice, la care eu nu mă pricep. Iar soțul meu, în afară de faptul că este subalternul meu, permanent, și asistentul meu, el este cu peștele și cu afumăturile. Deci, Doru se ocupă de pește și de afumături. Plus solarul, curtea, casa, construcția, restul... Lasă-l. Mușlei știi să faci? Da. Sigur? Da. Promiți? Nu știu să fac sarmuzacul. De fapt, femeia face sarmuzacul că trebuie frecat. Taci, mă! Deci așa este în familia Bradea, nu? Eu îl fac doar cu sos roșii. Sarmuzacul este o maioneză din usturoi. Și se spune că femeile trebuie să frece sarmuzacul pentru că trebuie frecat cu o lingură de lemn până lingura stă țeapă. Am înțeles. Nu poți să dea fata așa ceva. Noi nu ne certăm, dar noi ne împungem toată ziua. Și da, așa e. Toată ziua ne împungem, toată ziua țipăm, toată ziua râdem, ne speriem unul pe altul, ne facem tot felul de șoting. Parcă suntem niște copii, noi nu ne simțim vârsta. Cred că mă mai suport 30 de ani? Nu, depinde cum mă ții. Anul ăsta facem nunta de perlă. Ia uite, mai am un deget liber. 30 de ani, de perlă era, parcă am spus de diamant, că trebuie să-mi iei un inel cu diamant. Hai, până la urmă hotărăște-te. Amândouă, 2 în 1. Da. Cu perlă, perla. Și cu diamante de jur împrejur. Perla o face scoica, diamantul face... Mata. Nu, că scoici, dacă mă la Constanța găsesc, sigur. Zici? Și în baltă mai sunt, dacă te duci să cauți. Mm. Ca orice gospodină desăvârșită, averea Ginei Bradea se măsoară în borcane cu zacuscă, murături și preparate care mai de care mai savuroase. De la pește trecem la... porcării. Sunt făcute de soțul meu, deci aici Doru Bradea este mâna lui. Eu doar fac munca cea mai importantă, vin și fac poze și le postez pe Facebook să mă laud. Mândria mea, raftul de conserve. Flori de când mi le-am cules singură, că n-am bărbat care să-mi culeagă flori și să-mi aducă, da? Păi da, cu toată să se audă. Toată ziua săracul face treabă. Cu ce te-am etuit să iei apărarea? Ce mai am eu aici? Bine, cavarmaua, carnea la garniță. Stai.
asta este dulceață de roșii sherry cu lămâie. V-am spus că mi-o suc singură verdețuri și condimente. Da. Din grădină și le pun etichetă. Multă zacuscă, bulioane. Să ne apucăm de treabă. La treabă cu voi că m-ați ținut destul. Să vadă lumea cât e mai și pup din când în când, nu doar pentru non-stop. Aulă, mamă, bătăia voastră mea așa. Zici? Oameni buni, alături de noi vine Gina Bradea, așadar povestim cu dumneavoastră și sunt convins că mulți o cunoașteți. Are pe YouTube un cont foarte puternic, pe Facebook peste 1 milion de oameni. Sunt fanii Ginei Bradea, s-o poftim! Viața are gust, dacă inima ta e tot timpul deschisă. Viața are gust. Deci când e greu și trebuia să vină soțul să vă ajute, nu a mai venit. Da, tu ce ai? Păi am și eu, aveți dreptate, de asta sunt aici. Îți cade aia mică și nu poți. Tocmai de asta am venit aici, să rămână. La mulți ani, trebuia să-ți cânt mulți ani trăiască, dar nu vreau să sperii pe toată lumea. Lăsați, e bine așa, e ok, mulțumesc și eu cânt la fel de bine ca dumneavoastră. Știu. Da. Eu am o chestie, cine îmi spune dumneavoastră, iau un papuc la fund. Am înțeles. Deci pe mine mă cheamă Gina, nu dumneavoastră. Deci pot să zic direct Gina? Da. Păi da, dar o să fie tot felul de oameni care o să zic că băi Măruță, nu ești politicos, a venit doamna Bradea, o cunoaștem de pe Facebook și tu îi spui așa pur și simplu Gina. Dar eu nu sunt o doamnă, nu fac de astea. Iertați-mă, nu o să se mai întâmple. Așa. Și doamna Bradea sau cum? Gina Bradea, spune-mi Gina. Cum vrei. Simplu, să-ți Gina. Să-ți placă ție. Gina. Cum îți place ție să-mi spui? Pe Bradea, Gina, cum... Bradea e numele lui soacră mea. Numele meu e Gina. Perfect. Gina, să luăm un loc. Gina, am înțeles. În loc de tort, da? Eu ți-am adus plăcintă. Abia aștept, e greu, da. E dar okay. Să văd ce-mi dai tu, că eu nu dau decât la schimb. Perfect, nicio problemă. Luăm un loc pe canapea și explic imediat. Bună ziua, doamna Gina! La foarte revedere, hotărâtă. Dragă! Îmi place, doamna Gina, atitudine, ați văzut cum a plecat direct așa, foarte hotărâtă, să rămână. Puteți să puneți pe masă aici? Sunt o femeie care își cunoaște locul, nu? Am văzut Gina și cu soțul, pac, treaba organizată. Ți-e cunoscut că și Andra probabil la fel face, nu? Da. Se vede. Mulțumesc, se vede. E perfect. N-am voie să pun mâna, dar un pic așa de poftă ca nicio problemă. Să iei un loc alături de noi. Aici sunt niște bunătăți făcute de tine. Sau de soț. Am să-ți spun așa. Yeah. Am să mă apropii. Da. Mi s-a făcut test. Da. Și nu sunt sărcinată, așa mi-a spus domnul de jos. Da, exact, dar e și doar o liniuță. Așa. Ia uite mă, 50 de rețete de post Gina Bradea. Mai ales că vine primul post, postul Paștelui. Un post mai mare, e nu? E a doua carte pe care am scos-o și aceste rețete de post nu sunt doar pentru post. Adică sunt niște rețete de familie, da, care se pot face oricând. Foarte frumos. Și aștept să le gătim împreună. Abia aștept. Știu. Perfect. Aici ce am? Avem. Am niște cadouri pentru tine. Mulțumesc. Astea două sticle cu vin, da, sunt de la un domn din Revărsarea, da, de unde stau eu, da, de la Neatavi, uite acolo, poți să-i faci cu mâna lui Neatavi. E aici, Neatavi, te pup, salut. Așa, acolo mă uit, da, eu, da? Nu, nu, la dumneavoastră e acolo, fiecare e cu tavii lui. Așa. Deci de la nașul meu și de la Neatavi, da, e un vin făcut de dumnealui. Da, perfect. Ăla e bun pentru Andra. La roșu? Da. Păi nu e invers? Nu. Roșu beau bărbații și... Ai dreptate. Am înțeles. Tropă-i Alzheimer-ul. Exact. Deci așa, da, așa, iar ăsta este alb. E, da, un vin de niculițel foarte bun. Doamne ajută. Ai un calendar cu biserica din sat. Da. Așa. Biserica din... Din sat, de la mine, de acolo. Și bineînțeles că este parfumată cu miros de afumături. Vezi că, da, au pus fetele. Foarte bun, calendar ortodox. Da, conservele sunt făcute de mine. Da. Brăduții sunt făcuți de către domnul Bradea. Domnul Bradea, ce ai face Gina fără domnul Bradea? Uite ce brăduț frumos și-a făcut domnul Bradea. Da, perfecții face. Specialist domnul Bradea. Să știi, pe că cuvânt, da. Acum eu aș vrea să fii foarte sinceră. Eu văd că tu ești o femeie așa foarte hotărâtă. Dar, pe cuvânt, dacă n-ar fi domnul Bradea, n-ai fi așa cunoscută. Aș fi 90-60-90. Oh! Exact. Iar afumăturile, da, să știi că sunt făcute de domnul Bradea. Da, domnul Bradea. Vezi, eu sunt vârte... cu CTC-ul. Nu, nu, eu fac treaba importantă. Adică dai eu controlul gust, calității. Da, și, da, fac poze ca să mă lau, da, cu ele pe Facebook. Domnul Bradea e... Recunosc. Exact, domnul Bradea e domnul Bradea. Iar am văzut alea... că și în Italia când a stat domnul Bradea a făcut o afumătoare, da, senzație. Da, ce, da, mă?
Pâinea, pâinea lui Dumnezeu, domnul Bradea. Eu fac pâinea. A, perfect. Și tot eu o tai, deci eu am pâinea și cuțitul. Oameni buni, pe Gina Bradea o cunoașteți de pe Facebook, de pe YouTube. Dacă n-ați văzut-o până acum, aflați că este o femeie extraordinară, face foarte multe rețete, are foarte multe preparate pe care le prezintă oamenilor pe Facebook peste și pe YouTube. Peste 2500 de rețete. Peste 2500, perfect. Dar vreau să te întreb ceva, Gina, cum ai început să fii pe YouTube și pe Facebook? Pe bune. Prima mea meserie a fost de bucătar. Da. Eu sunt bucătar de la cu școală multă, am liceu, am, mă rog, am fost utecistă și rea de mică, știi că eu am fost secretarul UTC, recunosc, mea culpa. Numele proștilor pe toate gardurile, știi că liceu scria peste tot numele meu. Am înțeles. Ceva de genul. Da, atunci era o bucurie și o mândrie. Și acum? Păi și acum e numele proștilor pe toate gardurile, că iute colea. Am înțeles, perfect, și? Și... Deci cum te-ai apucat de YouTube și de Facebook? Voiam să fac o carte de bucate, să public. Da? Am plecat în Italia cu soțul, că nu mai găseam de lucru în Galați. De 30 de ani căsătoriți? Anul ăsta împlinim 30 de ani de când l-am adunat de pe drumuri. Nu pot să cred. Pe cuvânt, aș vrea omul să aibă un drept la replică. Nu putem să lăsăm pur și simplu el să nu zică nimic. E păcat. Vă rog frumos, domnul Bradea, fiți bărbat! Nu, Gina, fac pariu că nu te ascultă și nu vine aici? Ia să vezi. Nu vine, vezi? Nu ești așa... Pe cât e de mare, pe atât e de sălbatic și de cuminte, să știi. Exact, dar nici tu n-ai o putere a cuvântului atât de mare încât să zici vine soțul și vine soțul, vezi? La noi în familie face fiecare ce vrea. Am înțeles, de asta și merge bine. Da, dar eu sunt șeful. E, dacă e șeful, ia să vedem, îl aduce aici? Nu știu dacă vrea să vină el. Iubire? Iubire? Ești sigur că îi spun eu iubire lui? Pe altfel cum? Domnul Bradea? A zis că vă sună pe fix. Da. A zis că vă caută el pe fix. Perfect. Bun, dar hai să vedem, să ne pierdem la amănunte, da? Domnul Bradea stă în spatele camerelor de filmat. L-am văzut și la dumnealui acasă unde s-a simțit cel mai bine. Mamă, ce poftă mi-ați făcut de peștele la prăjit. Mamă, ce-ar fi mers o mămăligă lângă el. Și ce-ar fi mers, cum se numea aia de vârst cu lingura să stea dreaptă? Sarmuzac. Sarmuzacul ăla, nu știu acolo cum e sarmuzacul. Acolo trebuie să știi să o freci ca să-ți iasă bine. Am auzit că dacă trebuie să o freci ca să stea băț. Lingura. Lingura, păi da, lingura, normal. Exact. Despre lingură vorbim aici. Despre lingură e exact ca la maioneză, când îl faci din albuș și trebuie să o pui deasupra capului ca să nu scape din bol. Mai frecat. Exact. Trebuie să cunoști meserie. Exact. Extazic. Mi-a făcut poftă domnul Bradea cu peștele ăla senzațional. Am vrut să vă aduc. Am și o pastramă grozavă. Perfect. De berbecuț, știi? Dar dacă n-am unde să vă gătesc aici, că eu voiam să vă aduc. Lăsați că aducem și plită și tot ce trebuie. Da, și vă aduc săptămâna viitoare? Da. Ne destrăbălăm. Exact. Tu dai de băut. Exact. Abia aștept. Ne îmbătăm, dar veselie. Vezi că eu devin agresivă când beau. Aoleu. Bat. Am înțeles. Îl vezi ce cuminte e? Așa ascultă? Noi avem un băiat care încasează foarte bine, îl cheamă Daniel Nicolăină. El a făcut și tehnici de autoapărare și toate astea, merge la încasat, e superb. E băiatul ăla, se mai prelinge așa pe canapea. Făcu mâna, doamne, Gina. A zis doamna Bradea că te caută. Fac cunoștință cu mama lui Stalin, iuto. Mama lui Stalin, iuto. Ai înțeles? Nu, eu sunt expertă în papuc și în meleșteu. Da. Meleșteu, știi ce? Stai că-mi cântă grerii. Meleșteu. Nu știu. Făcălețul ăla. Bun, și Gina, te-ai apucat de povestea asta? Am făcut blogul. Da? Acum? Acum 7 ani. Te-a ajutat eram cineva? În Italia, nu. Eu știu mii de rețete. Deci eu am acasă peste 400 de cărți. Dar de unde ai mii de rețete, știi? Din cărțile astea pe care le-ai studiat? Le-am învățat în timp, pentru că la mine în familie s-a gătit, eu fiind moldo-dobrogeancă. Da. Și familia din Moldova și cea din Dobrogea au gătit foarte bine, întotdeauna. Da. Și la mine, eu asta am pe blog, rețete tradiționale pe care le modernizez și le aduc pe înțelesul tuturor. Am văzut, tocmai așa se numește și canalul de YouTube, nu? Cum e? Poftă bună cu Doina Bradea. Gina Bradea. Gina Bradea, pardon. Îmi dai un miel. Gata, nicio problemă. Poftă bună cu Gina Bradea, așa este pe YouTube, nu? Și pe Facebook, oamenii pot să te vadă acolo. Dar asta vreau să te întreb. Acum 7 ani, știi tu cum e cu YouTube-ul? Știi cum să de asta zic, cine te-a ajutat? Singură. Păi cum, ai învățat? Am făcut milioane de greșeli. Da? Am plătit tot felul de oameni, mi-au furat blogul, am avut o droaie de prostii, necazuri. Doamne, câte am pățit. Aha. M-am chinuit singură și un babet de 40 de ani să pui, dacă îmi spui babetul ei. N-am zis eu nimic. Nu! Am înțeles. Să nu fie... Nicolaina, ai zis tu babet? Tati. Ai zis babet, Nicolaina? Nu, n-am zis altceva. Ce ai zis? Am zis tati.
Tanti. Vezi ce zici? Tanti. Ce? Tanti. Tanti. Tanti Bradea? Tanti Gina. Știi cine e Tanti? A șoptit ăla, nu! Fii atent că ăla a șoptit! Deci a șoptit soțul? El stă acolo la spate ca să șoptească, știi, porcărele prin spate. Deci soțul a băgat... Bățungard, scrie WhatsApp, ce a băgat zanie. A zis să-i zicem tanti. Nu, bagă bățungard, dar nu știe că bățul ăla se întoarce când coborăm scările. Păi dacă noi avem gardul aici pentru băț făcut, el vine cu bățul. Da, perfect. Deci, oameni buni, să vă spunem, Gina Bradea va face parte din concursul nostru de plăcinte, va fi în juriu, nu? Exact cum spuneam și ceva mai devreme. Iar toți cei care vor să se înscrie la concurs, să ne trimită mesaje pe la maruta@romprotv.ro sau pot să ne trimită mesaje pe WhatsApp, să ne lase un număr de contact și, practic, în juriu va fi Gina Bradea la concursul de plăcinte și să vedeți de ce va fi în concursul de plăcinte, pentru că până acum ai făcut câte plăcinte la viața ta? Multe. Adică câte? Fără număr, fără număr, fără număr. Se știe, dar cam câte? Nu știu. Care e cea mai inedită plăcintă pe care ai făcut-o? Eu știu așa, plăcinta cu mere, plăcinta cu dovleac, plăcinta cu brânză, plăcinta cu brânză și cu stafide. Și am auzit, a venit Busu și ne-a povestit că el ține minte o plăcintă pe care a mâncat-o acum câțiva în bun de zile, plăcinta cu trifoi. Cu lucernă, pardon, cu lucernă. Nu știu de asta, o fi... Eu v-am adus astăzi plăcinta cu iaurt care se face în 10 minute. Cum în 10 minute? În 10 minute o arunci în cuptor. Nu cred. Pe poți cuvânt. Poți să gust? Nu. Ok. Mersi, așa și? Poți să faci plăcintă cu carne, poți să faci plăcintă cu pește, poți să faci plăcintă cu ciuperci. Am eu o rețetă de plăcintă ciobănească, se face cu brânză de burduf sau brânză de oi frământată și cu jumări. O făcea nașul mamei mele. Cu jumări? Vai, e o nebunie. Și cu brânză de oi. Ce-mi dai să-ți aduc luni? Orice. Și asta e senzațională. Ați notat orice? Orice. Să mă învățați ce-l doare, ca să știu ce-i cer, da? Da, care-i preferata lui Doru? Mamă, dar asta e senzațională, pe cuvânt. Da. Fac plăcintă sărată, plăcintă dobrogeană, cherdelele dobrogene. Deci preferata lui care? Asta cu brânză sărată? E orice-i fac eu. Ah, am înțeles. Deci nu comentează nimic. Nu. Ascultă. Dar cherdelele dobrogene se fac din aluat de pâine. Femeile când făceau pâine, făceau și plăcintă cu brânză de oi, cu codițe de ceapă, cu niște mărar. E o nebunie. E grozavă, vezi? Nicolina, vrei o bucățică? Rețeta e pe blog. În 10 minute o arunci în cuptor. 10 minute ți-a. Te ajut să o faci. Pe Gina Bradea. Poftă bună, rețete cu Gina Bradea. Când se caută o rețetă, se scrie plăcintă cu iaurt și alături Gina Bradea și o găsești. Serios, foarte gustoasă. Foarte bună. Nicolina, hai de aici, lângă tanti Bradea, ai zis, nu? Păstrezi distanța. Nu, ia aici. Mă duc acolo? Da, ia și mănâncă. Ai zis tanti Bradea, nu? Sărut mâine, doar am tradus și a zis colegul meu Ciucă. Vine aici să te pipăi. El nu putea să vorbească pentru că... Ce ai zis? Am spus și a zis colegul meu Ciucă. El avea gura plină de plăcintă și mi-a zis, zi tu. Ia. Iau eu, da? Cu șervețel nu v-a adus? Ce zici? Avem și șervețel, uite. Cum e? Cum e? Stați puțin că avem și șervețel. Cum e? Ce faci, mă? Eu vreau să mănânc plăcintă. Cine-i tanti? Tanti? Poți să spun pe post? N-am voie. Vreau să spun și eu zic bip. Nu. Nu. Da, perfect. Să știți că sunteți foarte spectaculoase, pe cuvânt. Nu e așa că simpatică? Și sunteți așa foarte talentată în bucătărie. Cartea, rețetele pe care le faceți. Nu mă poți lua acasă, sunt luată deja de ăla mare. Da, de 30 de ani. De 30 de ani, a și plecat. A dispărut. A dispărut soțul. A ieșit cu Cristina Șeulean. Bă, ce faci, mă, bazânzanie în familie? Nu, s-a dus să-i dea un pahar cu apă. Cine? Domnul Cristina Șeulean. A, uite, s-a întors. Ți-a luat locul. Ce repede a venit. Soț, au glume. E o colegă, i-a cerut un autograf și de-astea. V-a lăsat fără cuvinte. Sunteți geloasă? Deloc. Deloc? După 30 de ani? Numai? Păi, nu știu. Mă vezi ce simpatică sunt, tot el vine după mine. Corect. Așa este. Să știți că sunteți extraordinară acum prin tot ce faceți pe YouTube, pe Facebook. Spune-mi, Gina. Gina, ești extraordinară prin tot ce faci pe YouTube, pe Facebook. Senzaționale aceste rețete. Și chiar ești o femeie extrem,
extrem de autentică și abia aștept să ne vedem la concursul de plăcinte unde oamenii se pot înscrie, ne lasă adresele. Ai vreun sfat pentru cei care se înscriu la concursul de plăcinte? Să vină cu orice fel de plăcintă, pentru că în România sunt niște plăcinte extraordinare. Să cunoaștem tot felul de Sunt plăcinte cu vișine, sunt plăcinte cu orice fel de fruct, poți face plăcinte, poți face plăcinte la tigaie. Sunt plăcintele alea cu foi întinse, arunci foaia peste cap, da. Cum am învățat eu. Plăcinta cu vișine e cea mai bună. Pentru tine, mie nu-mi plac depinde vișinele. Cum, da, depinde cum spuneți vișine. Vișine? Da. Sau asta. Te, că exact. Pe mine nu se poa. Cum si, cum sa. Ideea e în felul următor. Am avut concursul Cozonacul de Aur și acolo unul dintre sfaturi era în felul următor. Cozonacul să-l faci cu cel puțin 24 de ore înainte să-l aduci în fața juriului. La plăcinte există vreun truc de genul ăsta? Să știe cei care se înscriu la concurs? Plăcintele sunt diferite. Și aici depinde de fiecare în parte. Nu există ceva extraordinar. Cred că plăcintele trebuie să le facă fiecare gospodină în felul ei. Și vedem care e cea mai bună, în ce sens. Vedem care e aluatul mai bun, vedem care este textura umpluturii. La cozonac era să se rupă fâșii la plăcintă. Da, la cozonac. Vezi că sunt expertă și în cozonac. Cozonacul meu cu 10 gălbenușuri e celebru. Mi-am înțeles. Dacă aude Nea Vasile acum. Ia, cine? Dacă aude Nea Vasile. Cum e Nea Vasile? Cine e? Nea Vasile este... regele cozonacilor pe România. Și cum e? Să spun sincer, deci nu pot să... Iar eu sunt regina. Posibil. Deci Nea Vasile când face un cozonac, trebuie să se rupă fâșii. Fâșii, la mine se spune pale. Trebuie pale. Să fie fraged, să se mențină moale, să nu se usuce timp de o lună de zile în cămară, pentru că eu fiind moldoveancă, eu fac cozonacul ăla cu multe gălbenușuri, să-l simt la mână, da? Da. Când pune mâna femeia, se simte. Așa îți dai seama când e bun aluatul. Și să nu se simtă maiaua, doamne. Dacă se simte maiaua... Dar nu se pune drojdie foarte multă. Am înțeles. Trebuie să ai răbdare. Cozonacul nu are timp fix de frământare. Nu iasă vreo panoramă de cozonac. Că... asta zic. Așa zice Nea Vasile, când nu e uite-te ceva bun. Uite-te în partea elaltă, că tu spui ceva, ai ceva în minte și ceva bun nu. Deci... așa. Dar nu mai văd nimic interesant în partea asta. E totul așa pustiu. Simpatic. Ești însurat? Da. Ce avere ai? Ca să știu dacă te iau cu mine sau nu. Semănați cu mama. Aveți așa, cu glumele mamei mele. N-am voie. N-am voie. Puteți să ziceți acum, ce vrea să ziceți? Nu, că i-am transmis deja, discret. Ce? Cât? Ziceți. Nu, ți-am spus ceva drăguț și nu pot spune pe post. Am crezut că a zis câtă avere, dar a zis o cifră mare. Păi dacă mi-ai zis că semăn cu mama ta. Exact. Aveți același șarm, aceeași carismă, aceleași glume. Mă gândeam că... de asta e așa... debit verbal, de asta e așa chimia asta și eram pregătită imediat să... să-l taxați. Haideți, doamnă, fiți serioasă, nu? Haideți, doamnă, lăsați... așa... n-avem voie, știi? Da, știu ce să... așa... mai iau o gură de plăcinte, ca să nu... Oameni buni, Gina Bradea va fi în concursul Cozonacul de Aur. Plăcinta. Am vrut să văd dacă sunteți vigilentă. Întotdeauna. Am sunt înțeles. O doamnă. Deci Gina Bradea, oameni buni, va fi în cu juriul concursului Plăcinta de Aur. Și eu sunt convinsă. Corect. Că toate vor fi delicioase. Perfect, așa și să fie. Și nu caut ceva anume, pentru că vreau să văd cele mai bune plăcinte pe care le fac doamnele din România. Sau domnii, că poate și domnii fac plăcinte bune. De ce nu? Corect. De ce nu? Chiar vă rog, domnilor, să veniți. Sau măcar să frământe aluatul. Să facă frământați partea ce vreți, dar aduceți plăcintele încoace, pentru că sunt grozave.